Salut, eu sunt David, iar astăzi vom face un review. Un unboxing la un microfon pentru calculator de la ProMate, exact. Acest microfon este foarte bun, se conectează prin USB, are butonul pentru dat pe mute și se aprinde LED-ul ăsta și are pe aici un output pentru căști. Dacă îl întoarcem aici, ne arată aici specificațiile. Are un cablu de 150 de cm, așa că puteți să-l puneți oriunde. Chestia asta e mai puțin definită pentru că MacBook-urile nu au USB. Da, ok. Așa, și aici vă arată, uite, are un gât flexibil, claritate de definiție înaltă și toate chestiile astea. Păi, haideți să nu mai stăm la discuții și să deschidem odată cutia asta. Uite, ne luăm aici un cutter și haideți să tăiem scotchul. Bun, am tăiat și prima bucată. Haideți să tăiem și asta dacă se poate. Da, pe aici. Așa, uite că ăsta se taie mai ușor lateralele și asta. Bun. Acum haideți să deschidem cutia și să vedem ce avem în ea. Ok, se deschide așa foarte frumos. Se vede că are o cutie de plastic și haideți să o deschidem. De la prima vedere ne dau aici instrucțiunile, ghid rapid, puneți USB așa, the required driver will install automatically, deci se vor instala imediat. Aici avem noi microfonul într-o pungă cu bule, nouă nu ne interesează asta, ne interesează doar punga cu bule. Haideți să scoatem microfonul. Și de la prima vedere arată destul de fain, are butonul de mute, aici este receptorul, de aici va lua sunetul. Nu știu, dar pe site nu arată chiar așa, dar arată din punctul meu de vedere foarte bine. Aici este cablul USB pe care îl băgăm în calculator, iar aici avem butonul de pornire-oprire. Nu știu când e pornit și când e oprit, dar cred că acum e oprit. Aici nu știu ce ar trebui, dar aici avem locul pentru căști. Păi da, aici este microfonul și o să aduc căștile. Bun, deci am niște căști de la Sony. Ia să vedem dacă intră în microfon. Pentru că și căștile au microfon, dar știți. Perfect, acum avem și căști și microfon. Păi da, deci microfonul arată foarte bine, puteți să-l puneți în orice poziție vreți, să stați conectat la calculator. Și da, se instalează softul rapid, imediat și totul văd că arată destul de bine. Păi, cam atât a fost cu acest episod, nu uitați să dați like, subscribe și mai vreți voi acolo, hai v-am lăsat, pa, pa!